Bună ziua! Haideți să ne uităm la un inel cu piatră foarte mare. Vi s-a explicat ce este cu ele. Ce gramaj avem aici? Ce reprezintă acest gramaj? 6,07 grame. De? De grame. De grame de? De bijuterie. De bijuterie. Bun. Haideți să facem așa. 6. Dați-mi un calculator, vă rog. Și să scriem. Ca să învățăm și consumatorii să pun filmarea asta în mediul online. Avem 6,07 grame de înmulțit, cât este prețul aurului la dumneavoastră? 285 egal incredibil și prețul pe care dumneavoastră l-a fișat de 1729,95 este. Ce sugerează dânsii consumatorului? Că la prețul de 285 nu putem crede că este o coincidență. Sau ne mai dați câteva bijuterii și facem aceeași verificare. Haideți să facem această verificare. Înmulțiți dumneavoastră, vă rog, ca să pot eu să filmez. 5,67 grame de înmulțit cu 285. 1615,96, 1615,95. Ceea ce înseamnă, raportându-ne și la prețul afișat acolo, sugerează consumatorului că va face o cheltuială pentru a-și achiziționa aur. Dar ce apare? Altfel ar fi trebuit să scrie, fără niciun fel de gramaj, această piesă costă 7 lei. Dar dumneavoastră insistați, cu toate că noi am fost și cred că anul trecut și v-am explicat exact același lucru, să le sugerați consumatorilor că își cumpără aur în condițiile în care dânsii nu își cumpără decât puțin aur și multe cioburi.